Bun, am revenit cu cel de-al doilea video în care explic câteva aspecte legate de una dintre cele mai importante consecințe ale marilor descoperiri geografice și anume formarea imperiilor coloniale. Acest video este legat tot de lecția expansiunea europeană. Formarea imperiilor coloniale reprezintă una dintre cele mai importante consecințe. Sigur, mai pot fi și altele, voi le aveți deja în lecție, cum ar fi mutarea comerțului de aici din Marea Mediterană în Oceanul Atlantic, decăderea unor zone, unor spații dezvoltate din punct de vedere economic și creșterea altora și așa mai departe. Aș vrea să menționez în primul rând, am spus de la bun început că cele mai importante, de fapt, primele puteri, primele țări care și-au dezvoltat, care au inițiat expediții de căutare de noi drumuri comerciale spre spațiul asiatic, au fost portughezii și spaniolii. Ei bine, aceștia au semnat la 1494 un tratat, este unul dintre, să zicem, primele tratate care marchează niște sfere de influență, s-a numit Tratatul de la Tordesillas. Și ei practic își împărțeau spațiul pe care aveau să-l stăpânească, pentru că ei descoperă noi spații și atunci își pun problema care, cum vor stăpâni. Este foarte simplu de explicat acest tratat. Imaginați-vă pur și simplu că ei și-au trasat cumva o linie cam pe aici, da? Și portughezii puteau să stăpânească în spațiul din partea de est de această linie, da? Iar spaniolii în partea asta. Cu alte cuvinte, spaniolii conform tratatului puteau să stăpânească mare parte din continentul american, iar portughezii stăpâneau ce voiau ei pe aici prin Africa, era treaba lor. Bineînțeles că alte țări, precum să zicem francezii, englezii, mă rog, alte popoare, voiam să spun, olandezii, nu recunosc acest tratat, această împărțire în sfere de influență, pentru că evident dacă ar fi recunoscut așa ceva, ar fi recunoscut că ei niciodată nu vor avea vreo șansă să intre în spațiul american, în continentul american și să colonizeze. Ori erau toți interesați de dobândire de colonii. Sigur, ce este o colonie am explicat, o să explic și aici, este și deja și în caiet scris. Aceasta este un stat, de fapt, întemeiat de un alt stat mai puternic, cu scopul de a-l controla din punct de vedere economic. Pare mi se că noi am vorbit despre aceste aspecte și la Marea Colonizare Greacă, așa că nu o să mai insist aici. Vreau să atrag atenția asupra unui aspect. Aplicația aceasta ne prezintă, cumva, într-o formă interactivă, problemele legate de colonizare și decolonizare. Deci, în momentul în care eu o să pun aici imperiile coloniale, la un dat ele se vor evidenția prin niște culori, trebuie să înțelegeți că aceste imperii coloniale sunt la maxima lor expansiune. Da? Deci nu ne prezintă o evoluție a lor. O să menționez eu câteva aspecte, așa întreagăt, dar e vorba de imperiile coloniale care au deținut teritorii la un moment dat într-o formă maximă. Da? Evident că de-a lungul timpului au pierdut, s-au bătut între ele țările europene pe spațiu colonial și până la urmă vor pierde toate coloniile în ultima instanță. Dar nu despre asta este vorba acum. Și hai să luăm primele puteri, da? Am zis Portugalia și Spania. Iată, hai să rămânem puțin pe Portugalia. Deci, Portugalia, avem spațiu colonial, deci Brazilia, Angola, avem, iată, în Africa colonii portugheze, cam astea sunt, da? În mare parte. Deci sunt primii care, alături de spanioli, care își întemeiază colonii. Spania, sigur, iarăși, repet acest aspect, nu înseamnă că spaniolii au avut de la bun început tot ce vedeți voi pe acest portocaliu. Este o formă maximă, de altfel nu foarte precisă neapărat, pentru că partea asta de aici la început nu au avut-o. Cam astea sunt teritoriile spaniolilor. Da? Le tot sucim, în mare parte tot ce se vede pe galben, iată și Filipine.
reprezintă zone ale spaniolilor, colonii ale spaniolilor. Și apoi o să insistăm puțin pe ceea ce au avut francezii și englezii, pentru că vin din urmă aceste două mari puteri care vor deveni printre cele mai, de fapt, englezii vor deveni prima mare putere colonială a lumii, apoi francezii, mai târziu și germanii încearcă să obțină ceva, olandezii sunt o mare putere, dar o să insist doar pe francezi și Marea Britanie și pe englezi. Iată, coloniile franceze. Trebuie să menționez un aspect, aici pe aplicația aceasta încă nu apare, pentru că probabil se încearcă prezentarea formei ultime, să zicem, a Imperiului colonial francez, deci când aveau Africa și în general ce mai aveau ei aici prin Asia, Indochina și așa mai departe. Însă vreau să menționez că inclusiv în spațiul american au avut colonii. Deci într-o primă fază chiar și francezii au avut aici, Canada de fapt a fost colonie a lor, da? Nu are sens. Bine, aș putea să desenez cu aproximație, să zicem ceva cam așa ceva, da? Da, a fost inclusiv colonia lor, da? Acum, în momentul în care o să bifez pe englezi, tot spațiul ăsta va fi ocupat de englezi, pentru că până la urmă englezii vor coloniza aici. Dar vreau să rețineți faptul că francezii nu au avut doar ce se vede aici pe albastru în momentul de față. Au avut într-o primă fază, inclusiv aici în partea de nord, colonii. Sigur, acum revenind la Marea Britanie, iată, Imperiul Britanic cât de mare este. Încă o dată, nu au avut tot ce se vede aici de la început, este o formă pe care au obținut-o la un moment dat, ulterior au pierdut mult din spațiul acesta, dacă ar fi să ne referim mai târziu la independența SUA și așa mai departe, nu mai intru acum în detalii. Iată, India, Australia, deci a fost imens, Imperiul colonial englez a fost cel mai mare, da? Bun, și a existat această luptă continuă, a existat această competiție continuă între puterile europene pentru a dobândi spații coloniale. Apoi și germanii vor obține colonii pe continentul african în mod special. Se fac cu o culoare așa, mov. Da, ceea ce stârnește un șoc în rândul englezilor, faptul că și germanii intră în această competiție a spațiului colonial. În ultima instanță o să bifez acum toate puterile coloniale ca să vedeți europenii ce dețineau de fapt. Deci după cum se poate observa, europenii au deținut, de exemplu, la începutul secolului al XX-lea dețineau cam 90% spre 90% din suprafața terestră. Dețineau controlul, stăpâneau pur și simplu cam 90% din suprafața terestră. Este imens, dar tot la fel de mult europenii au pierdut, da? În primul rând decad și încep să piardă unele puteri, cum ar fi Germania după primul război mondial, pierd colonii, iar după al doilea război mondial vor pierde și francezii și englezii vor pierde coloniile. Spaniolii le-au pierdut chiar mai de mult înainte de primul război mondial, la începutul secolului al XIX-lea. Cam astea sunt explicațiile legate de spațiul colonial. Trebuie reținut faptul că odată cu descoperirile geografice, practic a fost așa un fel de imbold care i-a prins imediat pe europeni. Imediat europenii au văzut oportunitatea de a stăpâni niște spații necunoscute, care erau bogate în resurse naturale, și a început această competiție acerbă între europeni pe spațiile necunoscute, cu alte cuvinte, cam asta ar fi de spus aici. Bun, cam ăsta este ultimul videoclip cu expansiunea europeană legat de spațiul colonial.